Partea a cincea. Comuniunea cu îngerii tăi. Cine sunt îngerii? Cuvântul înger înseamnă mesager. Îngerii aduc mesaje de la mintea divină a Creatorului nostru. Ei sunt daruri de la Dumnezeu pentru noi, trimise pentru a ne ajuta să ne amintim de natura noastră divină. Să fim iubitori și blânzi, să ne descoperim și să șlefuim talentele pentru bunăstarea lumii și să ne țină la distanță de căile prin care am putea fi răniți. Ei ne călăuzesc de asemenea în domeniile relațiilor, sănătății, carierei și chiar ale finanțelor. Îngerii tăi sunt alături de tine pentru a pune în aplicare planul de pace al lui Dumnezeu. Ei te ajută să fii liniștit, pentru că atunci când fiecare persoană este liniștită, o lume formată din oameni liniștiți înseamnă o lume liniștită. De aceea, îngerii tăi doresc să te ajute pe orice cale ce te-ar îndrepta spre o stare de pace. Nu îi deranjezi și nu îi faci să-și piardă timpul dacă le ceri mici favoruri. Îngerii știu că iritările mărunte duc adesea la un stres major. De aceea este plăcerea lor să te ajute cu orice lucru care îți blochează calea. În vreme ce este adevărat că provocările te ajută să te maturizezi. Îngerii mai spun că pacea duce la o maturizare și mai evidentă. În stare de pace, programele și creativitatea noastră sunt mult mai deschise să slujească. În stare de pace, trupurile noastre funcționează mai sănătos. În stare de pace, relațiile noastre prosperă și înfloresc. Prin pacea noastră oferim exemple strălucitoare ale iubirii lui Dumnezeu. Din când în când primesc câte o scrisoare de la cineva care mă acuză că preamăresc îngerii, că mă închin lor. Autorul scrisorii subliniază că noi trebuie să-L preamărim doar pe Dumnezeu. Răspund întotdeauna la fel, cu iubire. Toți facem greșeala de a presupune ceva despre o persoană fără a verifica faptele. Oricine mi-a citit vreuna din cărți, a ascultat una dintre înregistrările mele audio sau a participat la vreun seminar organizat de mine, își dă seama că eu subliniez mereu că toată slava îi se cuvine lui Dumnezeu. Îngerii cu siguranță că nu vor să fie adorați. Iar eu nu am sugerat absolut niciodată că ar trebui să-i adorăm. Acest lucru, fiind spus, îți amintesc cu blândețe că Dumnezeu este peste tot. Dumnezeu este în tine, Dumnezeu este în mine și Dumnezeu este cu siguranță în toți îngerii. Așadar, îl slăvim pe Dumnezeu din noi toți atunci când îl slăvim pe Dumnezeu. Unii dintre participanții la seminarele mele care au probleme cu organizațiile religioase nu vor să audă asta. Probabil că tatăl unei femei a abuzat de ea, deci ea va respinge figurile tuturor taților, inclusiv pe a lui Dumnezeu. Bineînțeles că Dumnezeu este o forță androgină, care este atât mamă cât și tatăl nostru spiritual. Sau poate că un alt membru al unei religii organizate a fost rănit de cineva. Așadar, respinge orice are legătură cu religia, chiar și spiritele sale călăuzitoare și îngerii. Sau se poate întâmpla ca acea religie să fie ilogică pentru o altă persoană, încât să înceteze să se mai gândească la ceva spiritual. Probabil că altcineva se simte vinovat din cauza stilului de viață pe care îl duce și în interiorul lui se teme că Dumnezeu l-ar putea pedepsi. Așadar, încearcă să blocheze toată conștiința despre Dumnezeu.
Sau poate că o femeie se teme că Dumnezeu va încerca să o domine și să o îndrepte către o viață anostă, lipsită de distracții. Unii oameni mă întreabă dacă este în regulă să vorbești direct cu Dumnezeu sau cu îngerii, sau asta este o blasfemie. Recomand, desigur, să ne urmăm convingerile proprii atunci când ne adresăm cerurilor. Totuși, dacă Dumnezeu, maestrii inițiați și îngerii sunt cu adevărat tot una, atunci de ce ar fi greșit să vorbești direct cu îngerii? Nu faci de fapt decât să accepți un dar pe care Dumnezeu ți l-a făcut, nu-i așa? Tu și îngerii tăi nu conspirați împotriva lui Dumnezeu într-un fel de complot răzvrătit. Îngerii, ca de altfel și sinele tău superior, nu vor sfida niciodată voința lui Dumnezeu. Deci, nu ar trebui să ai nicio teamă că ai putea face vreo greșeală. Îngerii sunt conștienți de frica de coșmar, tot așa cum sunt conștienți de adevărul iubirii divine. Dumnezeu, care este numai iubire, nu are conștiință de altceva decât de iubire. Dumnezeu poate spune când conștiința ta s-a rupt de el și că ai un coșmar, dar nu poate spune despre ce este vorba în coșmarul tău. Asta ar însemna ca el să fie mai puțin de 100% iubire. Îngerii sunt o punte între adevăr și iluzia de coșmar a problemelor tale. Ei te pot ajuta să te aducă înapoi de la coșmarurile tale la starea de trezire fericită, într-o sănătate, fericire, pace și belșug. Ei lucrează în conjuncție cu sinele tău superior și tu ești aliniat spiritual la oricare dintre maestrii inițiați, precum Isus, Moise, Kuan Yin, Sfântul Duh, Buddha, Yogananda sau oricare altul. Îngerii nu-ți judecă convingerile. Ei înțeleg că dacă ar fi încercat să-ți schimbe acele opinii, oricum nu i-ai fi ascultat. Îngerii lucrează mai degrabă asupra convingerilor tale prezente, ca o cale prin care să ajungă la tine. Cartea Curs de Miracole spune că Dumnezeu nu ne ajută în momente de cumpănă pentru că El nu vede că ar fi nevoie, întrucât vede numai iubire și perfecțiune, nu iluzia lipsei sau a problemelor. Dar El trimite ajutoare atunci când noi credem că suntem în încurcătură. Nu înseamnă că Dumnezeu ne ignoră. Modalitatea de a ajuta a lui Dumnezeu este de a ști că totul este deja stabilit cu adevărat. Doar pentru cazul în care noi insistăm să ținem ochii închiși în fața acestui adevăr, Dumnezeu a creat îngerii pentru a ne ajuta să găsim calea de ieșire din coșmarurile pe care noi înșine le-am creat. Îngerii mi-au spus că nu am avea nevoie de ei dacă am fi mereu pe deplin conștienți de prezența iubirii. Din moment ce oscilăm între grade diferite de frică și de iubire, Dumnezeu ne trimite totuși îngeri care să ne ajute. Când este momentul ca o persoană să plece? În munca mea de mediu clarvăzător, care conversează cu cei decedați, dar și ca cercetător care a analizat sute de cazuri de experiențe în apropierea morții, sunt convinsă că nu putem muri dacă nu a venit clipa să plecăm. Putem avea tulburări grave în viețile și în trupurile noastre și putem să fim în mare pericol. Dar dacă nu ne-a venit sfârșitul, moartea nu poate suna la ușa noastră. Fiecare din noi își face un plan de viață fundamental înainte de întrupare. Acest plan include forma în care se va încadra viața noastră. De exemplu, scriitor, vindecător, muzician, profesor, etc. Planul include, de asemenea, câteva dintre experiențele și relațiile de mare importanță pe care le vom întâlni.
nu este o filozofie fatalistă. Fiecare din noi alege aceste experiențe înaintea venirii sale pe pământ. Liberul nostru arbitru este implicat pe deplin. În plus, nu ne planificăm întreaga viață de dinainte. În schimb, ne imaginăm doar intersecțiile majore și câteva teme generale, de exemplu, lecțiile personale pe care le vom învăța pe parcursul întrupării, răbdarea sau compasiunea, de exemplu. De asemenea, venim cu două, trei sau mai multe vârste la care vom părăsi planul fizic și ne vom întoarce la căminul ceresc. De exemplu, vârstele de 18, 47 și 89. De fiecare dată când una dintre aceste vârste se apropie, se va întâmpla un eveniment major. De exemplu, un accident, o boală sau un gând de sinucidere, care îți va oferi opțiunea de a merge la ceruri sau de a rămâne pe pământ. Mulți oameni optează pentru o viață îndelungată, astfel încât să poată fi cu familia lor de pe pământ timp de o generație sau două. Dar alți oameni plănuiesc vieți mai scurte și se întorc acasă înainte ca trupurile lor să atingă maturitatea completă pe pământ. Deși trupurile lor sunt mici, sufletele lor pot fi mai bătrâne decât al tău sau al meu, atunci când părăsesc planul pământesc. Sinele tău superior cunoaște diferitele vârste la care ești contractat să părăsești planul pământesc și poți descoperi care sunt ele doar întrebându-ți sinele superior. Ce vârstă voi avea când voi părăsi acest trup fizic? Majoritatea dintre voi veți auzi automat, cu urechea interioară, cele trei vârste. Unii dintre voi veți vedea numere în fața ochilor. Totuși, alții nu vor recepționa nimic. De obicei, din cauză că, în subconștient, nu vor să cunoască răspunsul. Sunt unii care vor auzi o vârstă care urmează imediat, iar apoi nu vor mai auzi nimic altceva. Asta poate însemna că timpul tău aproape că s-a terminat sau că ego-ul tău este agresiv. Încearcă să te sperie. În cele din urmă, ego-ul acționează din teamă. În 99% dintre cazuri sunt vârste mai înaintate, dar teama te împiedică să auzi acele numere. Relaxarea, respirația și meditația te pot ajuta să auzi corect răspunsurile. Comitetul care te ajută să schițezi acest plan include ființele care vor sta alături de tine ca îngeri păzitori și ca spirite călăuzitoare. Fiecare din voi are cel puțin doi îngeri păzitori, de la început până la sfârșit. Fiecare are, de asemenea, cel puțin un spirit călăuzitor și, de obicei, chiar mai mult de unul. Îngerii păzitori sunt acele ființe care s-au întrupat ca ființe umane, doar dacă nu sunt îngeri întrupați, subiect care nu face tema cărții de față, dar pe care l-am tratat în cărțile mele, Vindecarea cu îngeri și Vindecarea cu zâne. Spiritele tale călăuzitoare sunt de obicei persoane dragi care au decedat. Când ești tânăr, ei sunt rude care au decedat înainte ca tu să te fi născut. Acești ghizi și îngeri te ajută să te menții pe calea de împlinire a scopului vieții tale și să-ți înveți lecțiile personale. De asemenea, te ajută să eviți să-ți distrugi viața și trupul. Ei intervin fără a avea nevoie de permisiunea ta, dacă ești în pericol de a muri înainte de a veni vremea să mori. Dacă se apropie una din intersecțiile tale cu vârstele stabilite, în care ai putea opta pentru moarte, îngerii și spiritele te asistă la luarea deciziei.
De obicei, dacă o persoană nu și-a împlinit încă scopul vieții și nu și-a învățat lecțiile personale, dar, în special, dacă persoana trebuie să-i părăsească pe cei dragi, atunci individul va alege să mai rămână până când vine următoarea intersecție a vârstei. Am învățat mai întâi că îngerii ne pot ajuta numai în măsura în care le permitem. În 1995, o voce masculină, puternică și clară a unui înger m-a avertizat că dacă nu trag capota la mașina mea decapotabilă, îmi va fi furată. Din diferite motive, nu am urmat sfatul îngerului și, peste o oră, am fost victima unui hoț de mașini înarmat. Atunci, îngerul mi-a spus să țip cu toată puterea mea. De data asta, am ascultat, iar țipătul meu a atras atenția unui trecător care a venit și m-a salvat. În ambele momente în care îngerul a încercat să mă ajute, am avut posibilitatea să-l ascult sau să-l ignor. Dacă aș fi ignorat cel de-al doilea avertisment al lui de a striga cu toată puterea, nu știu dacă astăzi aș mai fi fost în viață. Dar ce știu este că, dacă aș fi murit, cel puțin știu că îngerii au făcut tot posibilul să intervină și să prevină moartea mea. Am remarcat același tip de opțiune conform liberului arbitru la fiecare om cu care am vorbit. Atât cei care au avut o întâlnire cu moartea, cât și cei care au murit și mi-au vorbit din lumea cealaltă. Îngerii păzitori. Îngerii păzitori îți sunt atribuiți personal pentru întreaga ta viață. Din nou, acești îngeri nu au trăit niciodată ca ființe umane pe pământ, decât dacă au fost îngeri întrupați. Îngeri care iau formă umană, fie pentru o scurtă perioadă, fie pentru întreaga viață. Așa cum am menționat anterior, fiecare persoană, indiferent de credință, de caracter sau stil de viață, are cel puțin doi îngeri păzitori. Dacă această persoană își ascultă îngerii păzitori, este cu totul altă poveste. Unul dintre îngerii păzitori este îngerul extrovertit, care te îndeamnă, te împinge să iei decizii care să fie în acord cu sinele tău superior. Acest înger îți cunoaște talentele și potențialul și te încurajează să strălucești pe toate căile. Celălalt înger păzitor este mult mai liniștit atât ca voce, cât și ca nivel de energie. Acest înger te mângâie atunci când ești trist, singur sau dezamăgit. El te cuprinde în brațe atunci când nu ai obținut locul de muncă sau apartamentul pe care îl doreai cu disperare și te calmează atunci când partenerul cu care aveai întâlnire vineri seară nu apare. Poți avea mai mult de doi îngeri păzitori. De fapt, majoritatea oamenilor pe care i-am întâlnit au mult mai mulți de doi. Totuși, analiza mea se bazează pe oamenii care au participat la seminarele mele și, în general, cei care apreciază îngerii atrag mai mulți îngeri. Nu înseamnă că îngerii tind să acționeze în favoarea fanilor lor, ci doar că aceia care sunt înclinați spre îngeri au tendința de a cere îngeri suplimentari. Această cerere este întotdeauna îndeplinită, indiferent de cine cere. Îngerii noștri au energii specifice genurilor umane care îi face să arate deosebit și să se poarte ca femeie sau bărbat. Totuși, fiecare din noi are îngeri în diferite proporții de masculinitate și feminitate. Așadar, poți avea trei îngeri masculini și unul feminin, în timp ce sora ta poate să aibă doi îngeri feminini. Toți îngerii au cu adevărat aripi și o înfățișare îngerească, asemănătoare picturilor renascentiste pe care le vezi pe cărțile poștale și picturile religioase. Ei nu folosesc aripile pentru a se deplasa. Din experiența mea, nu am văzut niciodată un înger fâlfâind din aripi.
I-am văzut cum îmbrățișează o persoană cu aripile lor pentru a o mânghia. Și ăsta e singurul scop pentru care au aripile, din câte am văzut eu. Odată, îngerii mi-au spus că singurul motiv pentru care au aripi se datorează așteptărilor noastre occidentale. Au spus, primii pictori care au înfățișat îngerii au confundat aura noastră de lumină cu aripile, astfel încât ne-au înfățișat cu aripi în picturile lor, iar noi îți apărem așa pentru că ca tu să știi că noi suntem îngerii tăi. Interesant! Îngerii păzitori care înconjoară oamenii din religiile orientale, de exemplu, cei care practică budismul sau hinduismul, nu au de obicei aripi. Îngerii lor sunt asociați cu bodhisattva, ființe extrem de evoluate, îndeplinind același rol ca îngerii păzitori occidentali. De a iubi, de a proteja și de a călăuzi persoana căreia i-au fost atribuiți. Singurele excepții sunt acei orientali care vin dintr-un mediu eclectic sau New Age. În acele cazuri, aceste individualități au grupuri mari de sprijinitori spiritual în jurul lor. De obicei, o asemenea persoană mi-ar spune: am chemat pe cineva din cerul care să vină să mă ajute. Arhanghelii. Arhanghelii supraveghează îngerii păzitori. Ei sunt de obicei mai mari, mai robuști și mult mai puternici decât îngerii. În funcție de sistemul de credințe, sunt 4, 7 sau un număr infinit de arhangheli. În această carte, arhanghelul Uriel a spus că vom întâlni arhangheli suplimentari într-un viitor apropiat, aproape la fel ca și cum am descoperit planete sau sisteme solare noi. Arhanghelii nu corespund unui anumit cult religios și ei ajută pe oricine, indiferent de fundalul lor religios sau nereligios. Ei sunt capabili să fie cu oricare dintre noi individual sau în același timp, pentru că ei sunt dincolo de limitările spațiului și timpului. Imaginează-ți cum ar fi viața ta dacă ai putea fi în mai multe locuri diferite în același timp. Ei bine, îngerii spun că singurul motiv pentru care noi nu experimentăm bilocația este că noi credem că putem fi doar într-un singur loc odată. Potrivit îngerilor, curând vom învăța cum să depășim această limitare. Motivul pentru care subliniez acest fapt este că unii oameni își fac griji că dacă îl cheamă pe Arhanghelul Mihail, de exemplu, l-ar putea distrage de la o îndatorire mai importantă. Este modul prin care ne proiectăm limitările noastre umane asupra arhanghelilor. Adevărul este că arhanghelii și maieștrii inițiați pot fi cu oricare din cei care îi cheamă și pot avea o experiență complet unică cu fiecare ființă. Așadar, să știi că poți chema arhanghelii cerându-le în gând să te ajute. Nu este necesară nicio rugăciune formală. Numărul exact de arhangheli care există depinde de sistemul de credințe sau de textul spiritual pe care îl consultăm. Biblia, Coranul, Testamentul lui Levi, Kabbalah, a treia carte a lui Enoch, scrierile lui Dionysius, toate listează și descriu numere diferite și nume diferite de arhangheli. Există mulți arhangheli, deși eu de obicei evidențiez în cărțile și seminarele mele doar pe Mihail, Rafael, Uriel și Gabriel. Totuși, ceilalți arhangheli m-au impulsionat să implic în viața și în munca mea. Iată câteva descrieri ale arhanghelilor și cum ai putea lucra cu ei. Arhanghelul Ariel. Numele lui înseamnă leul sau leoaica lui Dumnezeu. Ariel este cunoscut ca fiind arhanghelul pământului, pentru că lucrează neobosit în beneficiul plantei. Ariel supraveghează împărăția elementelor
și ajută la vindecarea animalelor, în special a celor sălbatice. Cheamă-l pe Ariel atunci când vrei să devii familiar cu zânele, să te ajute cu problemele mediului înconjurător, ori să vindece un animal sau o pasăre sălbatică rănită. Arhanghelul Azrael, numele lui înseamnă pe cine ajută Dumnezeu. Azrael este numit câteodată Îngerul Morții, pentru că el îi întâlnește pe oameni în momentul morților fizice și îi însoțește pe lumea cealaltă. El ajută sufletele nou trecute dincolo să se simtă bine și foarte iubite. Azrael ajută preoții și pastorii tuturor religiilor și de asemenea învățătorii spirituali. Cheamă-l pe Azrael pentru cei dragi care au decedat sau cei dragi care sunt pe moarte, precum și să te ajute în timpul serviciilor religioase, formale și informale. Arhanghelul Samuel, numele lui înseamnă cel care îl vede pe Dumnezeu. Acest arhanghel mai este cunoscut și sub multe alte nume, inclusiv Camiel, Camiel, Camiuel, Camniel, Cancel, Johel, Chemuel, Cameil, Serafiel și Shemuel. Arhanghelul Samuel ne ajută să găsim și să localizăm părți importante din viața noastră. Cheamă-l pe Samuel să te ajute să găsești o nouă relație de iubire, prieteni noi, un nou loc de muncă sau orice alt lucru pierdut. Odată găsit, Samuel te ajută să construiești și să menții situația nouă. Așadar, cheamă-l pe Samuel dacă ai nevoie de ajutor să reglezi orice neînțelegere din orice relație personală sau de muncă. Arhanghelul Gabriel, numele lui înseamnă Dumnezeu este tăria mea. În picturile renașterii, timpurii și în manuscrisele vechi, Gabriel este portretizat ca un arhanghel cu chip de femeie, deși scrierile de mai târziu se referă la Gabriel folosind pronume masculine. Probabil din cauza editărilor masive ale scripturilor care au avut loc la curtea împăratului Constantin cel Mare. Ea este îngerul mesager care ajută toți îngerii de pe pământ, de exemplu scriitorii, profesorii și jurnaliștii. Cheamă-l pe Gabriel pentru a depăși teama sau amânarea în orice strădanie care presupune comunicare. Arhanghelul Haniel, numele lui înseamnă Harul lui Dumnezeu. Cheamă-l pe Haniel de fiecare dată când vrei să adaugi har și efectele acestuia asupra vieții tale. Pace, seninătate, fericire de a te bucura de compania prietenilor, frumusețe, armonie, etc. Poți de asemenea să-l chem pe Haniel înainte de orice eveniment în care dorești să fii întruchiparea harului. De exemplu, atunci când faci o prezentare importantă, te prezinți la un interviu pentru un loc de muncă sau mergi la o primă întâlnire cu cineva. Arhanghelul Jeremiel, numele lui înseamnă mila lui Dumnezeu. Jeremiel este un inspirator care ne motivează să ne devotăm cu trup și suflet actelor slujirii spirituale. El este de asemenea implicat în procesul de dobândire a înțelepciunii divine. Cheamă-l pe Jeremiel dacă te simți blocat spiritual pentru a-ți recâștiga entuziasmul pe calea spirituală și misiunea ta divină. Arhanghelul Jofiel, numele lui înseamnă frumusețea lui Dumnezeu. Cunoscut de asemenea ca Jofiel și Zofiel, este arhanghelul care patronează artiștii, care ne ajută să vedem și să păstrăm frumusețea în viața noastră.
Cheamă-l pe Jofiel înainte de a începe orice proiect artistic. De vreme ce Jofiel este implicat în înfrumusețarea planetei prin curățarea ei de poluare, cere-i ajutorul pentru această misiune vitală. Arhanghelul Metatron. Numele lui înseamnă Îngerul Prezenței. Se crede că el este cel mai tânăr și cel mai înalt dintre arhangheli și sunt singurul arhanghel care a fost vreodată pe pământ ca om, profetul Enoch. Metatron lucrează cu Fecioara Maria pentru a ajuta copiii, atât în timpul vieții cât și după aceea. Cheamă-l pe Metatron pentru orice tip de asistență de care ai putea avea nevoie privind copiii. Intervenția lui implică deseori ajutarea celor mai tineri să-și deschidă conștiința și înțelegerea spirituală. Arhanghelul Mihail. Numele lui înseamnă cel care este asemenea lui Dumnezeu sau cel care arată ca Dumnezeu. El este arhanghelul care elimină efectele temerilor la nivelul planetei și ale locuitorilor ei. Mihail este arhanghelul patron al ofițerilor de poliție și el ne dă tuturor curaj și fermitate să ne urmăm adevărul și să ne îndeplinim misiunea divină. Cheamă-l pe arhanghelul Mihail dacă ți-e teamă sau te simți nesigur cu privire la siguranța ta personală, misiunea ta divină sau atunci când faci o schimbare necesară în viața ta. De asemenea, îl pot chema pe Mihail pentru a te ajuta să repari orice defecțiune de ordin mecanic sau electric. Arhanghelul Raguiel. Numele lui înseamnă prietenul lui Dumnezeu. El este deseori numit Arhanghelul Dreptății și al Corectitudinii și el este apărătorul cauzei celor oprimați. Cheamă-l pe Raguiel de fiecare dată când simți că ești dominat sau manipulat. Raguiel va interveni prin a-ți oferi sfaturi despre cum să dobândești puterea echilibrată și corectitudine în cadrul structurii relațiilor tale personale și comunitare. De asemenea, cheamă-l pe Raguiel în sprijinul alte persoane care este tratată incorrect. Arhanghelul Rafael. Numele lui înseamnă Dumnezeu vindecat, pentru că Rafael se ocupă de vindecările fizice. El îi ajută pe toți vindecătorii, inclusiv pe cei închipuiți. Cheamă-l pe Rafael pentru orice rană sau boală a ta sau al cuiva, inclusiv la animale. De asemenea, cheamă-l pe Rafael să te ajute în activitatea de vindecare, inclusiv în educația de specialitate și în înființarea unui cabinet particular. În plus, Arhanghelul Rafael ajută pe aceia care călătoresc. Așadar, cheamă-l pentru a-ți asigura o călătorie armonioasă și lipsită de peripeții. Arhanghelul Raziel. Numele lui înseamnă taina sau secretul lui Dumnezeu. Se spune că Raziel stă foarte aproape de Dumnezeu, astfel că el aude toate conversațiile divine despre tainele și misterele universului. Raziel a scris aceste secrete într-un document pe care i l-a dat lui Adam, care în cele din urmă a ajuns în mâinile profeților Enoch și Samuel. Cheamă-l pe Raziel de fiecare dată când dorești să înțelegi un material ezoteric o să te inițiez în studiul alchimiei. Arhanghelul Sandalfon. Numele lui înseamnă frate, pentru că el este fratele geamăn al arhanghelului Metatron. Sandalfon este arhanghelul muzicii și al rugăciunii. El îi asistă pe arhanghelul Mihail în înlăturarea temerilor și efectelor lor, probabil prin muzică. Ascultă muzică liniștită și cheamă-l pe Sandalfon pentru a risipi orice confuzie spirituală. Arhanghelul Uriel. Numele lui înseamnă Dumnezeu este lumină.
Așa cum ne explică în mesajul lui anterior din carte, Arhanghelul Uriel aduce lumină într-o situație tulbură. Lumină care ne iluminează capacitățile de rezolvare a problemelor. Cheamă-l pe Uriel de fiecare dată când te afli într-o situație fără scăpare și e nevoie să gândești limpede și să găsești răspunsuri. Arhanghelul Zadkiel. Numele lui înseamnă dreptatea lui Dumnezeu. Zadkiel ne ajută să obținem libertatea prin iertare și este cunoscut ca fiind arhanghelul patron al celor care iartă. Din acest motiv, cheamă-l pe Zadkiel să te ajute să elimini toxinele din mânie și neiertare, din tine sau din alții. Zadkiel ne ajută să privim pe alții cu compasiune, în loc să îi judecăm aspru. Maeștrii inițiați. Maeștrii inițiați sunt ființe care au trăit pe pământ ca mari conducători, învățători și vindecători și care continuă să ne ajute din perspectiva deosebită a lumii spirituale. Printre ei sunt cei foarte cunoscuți, cum ar fi Isus, Moise, Buddha, Kuan Yin, Fecioara Maria, Yogananda, Ashtar și Sfinții, dar și cei mai puțin cunoscuți, de exemplu yoginii, care au depășit limitele fizice pe parcursul vieților lor, primii inventatori și eroi necunoscuți. Cu o iubire mai mare decât cea pentru viața lor și cu o devoțiune fermă față de noi, maestrii inițiați ajută pe oricine îi cheamă. Îngerii naturii, cunoscuți deseori ca zâne, spirite ale naturii sau zeități, îngerii naturii sunt tot atât de mult îngerii lui Dumnezeu, când sunt îngerii păzitori și arhanghelii. Priviți totuși cu suspiciune, ei sunt deseori neglijați și înțeleși greșit. Am vizitat recent o librărie mai mare și am observat cu bucurie toate cărțile despre îngeri dintr-un raft marcat special cu eticheta Îngeri. Dar m-am întrebat, unde sunt cărțile despre zâne? Am căutat în rafturile cu cărți despre New Age și spiritualitate, fără să găsesc însă nicio carte despre zâne. Le-am găsit în cele din urmă într-o secțiune mai mare, intitulată Mitologie. Am simțit în inimă o urmă de tristețe în numele zânelor și am înțeles de ce am primit sarcina de a face cunoscut lumii cuvântul lor prin cărțile și seminarele mele. În cel mai bun caz se crede că zânele joacă feste, iar în cel mai rău caz că sunt răuvoitoare. Spre deosebire de îngerii păzitori sau de arhangheli, îngerii naturii au ego. Ei sunt îngeri mai denși, care trăiesc mai aproape de pământ, iar ființele care locuiesc pe pământ au de obicei un ego. Îngerii naturii, inclusiv zânele, sunt îngerii de mediu ai lui Dumnezeu. Ei supraveghează atmosfera pământului, relieful, cursurile și suprafețele de apă și animalele. Dacă ești o persoană care respectă mediul înconjurător, de exemplu reciclând și adunând gunoiul, zânele îți vor acorda mare respect. Dacă pe deasupra ți-ai luat o măsură în plus, de exemplu să fii blând cu animalele și să utilizezi substanțe de curățare netoxice, zânele vor fi încântate să te cunoască și să lucreze cu tine. Îngerii naturii scanează fiecare persoană cu care intră în contact și cunosc instantaneu nivelul tău de angajare față de mediul înconjurător. De îndată ce începi să comunici cu îngerii naturii, ei vor încerca să te înroleze ca ajutor în campania lor pentru protecția mediului înconjurător. Aceea pentru care scopul vieților implică ajutarea animalelor sau protecția mediului,
au descoperit zâne sau alte spirite ale naturii aproape de ei, acționând ca niște îngeri păzitori. Aceste spirite ale naturii sunt alături de noi, oamenii. În plus, față de îngerii păzitori și de spiritele călăuzitoare, am descoperit că aceste spirite elementare călăuzitoare se poartă foarte bine și nu se amestecă în liberul arbitru sau fericirea oamenilor. Intervențiile lor sunt de obicei limitate la îndemnuri de implicare în apărarea mediului și la angajarea pentru mișcarea celor cu spirite libere. Despre cei dragi care au decedat și spiritele călăuzitoare. Dacă ai pierdut persoane dragi, sunt șanse ca acei oameni să fie petrecut cu tine ceva timp după ce au trecut dincolo. Până la urmă, pe lângă îngeri, arhangheli și maestri inițiați, și noi îi avem alături pe cei dragi care au decedat pentru a ne ajuta și asista. E vorba de rude care au murit înainte ca tu să te fi născut, de cei dragi care au murit și cu care ai avut o relație foarte puternică, sau de acele persoane din trecutul tău care te învață o deprindere specială de care ai nevoie pentru îndeplinirea scopului vieții tale. O ființă plecată care rămâne permanent cu tine este numită spiritul tău călăuzitor. De obicei, avem unul sau două spirite călăuzitoare. Când o persoană trece în lumea cealaltă, are în cele din urmă opțiunea de a-i sluji pe alții, atât pentru a-și continua propria evoluție spirituală, cât și pentru a ajuta pe alții. Unii oameni se oferă voluntar să devină spirite călăuzitoare pentru cei dragi care mai trăiesc încă. Ei aleg de obicei să rămână până la sfârșitul vieții fizice a acelei persoane. Măsura timpului este diferită în ceruri, așadar dacă trăiești până la 90 de ani pentru spiritul tău călăuzitor, pare o perioadă mult mai scurtă de timp. Spiritele călăuzitoare sunt cu tine pentru că te iubesc și le pasă de tine. În plus, e posibil ca tu să ai un scop al vieții asemănător cu al persoanei dragi decedate care se află acum lângă tine. A fi alături de tine este o cale de a-și îndeplini prin delegare misiunea personală, dacă nu și-a îndeplinit-o pe timpul vieții. Dacă ai primit numele după mătușa ta iubită, Anet, care a murit, sunt șanse ca ea să fie spiritul tău călăuzitor. Ghizii stau mereu aproape de tine. Poate că am primit numele după acea persoană pentru că părinții noștri au înțeles intuitiv similaritatea drumurilor sufletelor noastre. Așadar, când mătușa, Anet, decide să fie spiritul tău călăuzitor, trebuie să treacă mai întâi printr-un fel de program de antrenament de consiliere spirituală. În acea școală cerească, mătușa Anet învață cum să-ți fie alături pentru a te sprijini, fără a interveni asupra liberului tău arbitru. Ea învață cum să călătorească în planul astral și totul să fie mereu pregătit, să te audă atunci când îi cere ajutorul. Mătușa Anet învață cum să comunice cu tine prin cel mai puternic canal de comunicare spirituală pe care îl deții. De exemplu, visele tale, vocea ta interioară, senzațiile viscerale sau revelațiile intelectuale. Este nevoie de timp, de antrenament pentru a deveni un spirit călăuzitor. De aceea, cei dragi care au decedat recent nu sunt permanent alături de noi. Numai cineva care a trecut printr-un antrenament extins poate fi alături de noi zi și noapte. Să spunem că mătușa Anet a fost un reporter de succes la un ziar, iar tu ești un scriitor aspirant. De fapt, scrisul face parte din scopul vieții tale. Așadar, când întreb cerurile, care este misiunea mea în viață? Mătușa Anet te încurajează telepatic să scrii.
Bineînțeles, mătușa ta face asta doar pentru că știe care este misiunea ta divină. Câteodată oamenii mă întreabă dacă este normal să vorbești cu cei decedați. Probabil că ei citează din Tora, care ne avertizează să nu vorbim cu morții și cu mediumii. Pot să înțeleg aceste avertizări pentru că este o greșeală să ne îndreptăm viețile după cei dragi decedați, tot așa cum este o greșeală să ne îndreptăm viețile după cei dragi care sunt în viață. Sinele nostru superior, în conjuncție cu Creatorul nostru, este cel față de care trebuie să ne îndreptăm toată atenția. Cei dragi decedați ne pot, în mod clar, ajuta, dar ei nu sunt automat sfinți, îngeri sau medium, doar pentru că sufletele lor au trecut în lumea de dincolo. Totuși, ei pot lucra în conjuncție cu Dumnezeu, cu Sfântul Duh, cu maestrii inițiați și cu îngerii pentru a ne ajuta să îndeplinim voința lui Dumnezeu, care este aceeași cu voința sinelui nostru superior. Cred că motivul principal al contactării celor dragi decedați este ajutorul suplimentar pe care ei îl pot oferi, precum și menținerea, vindecarea sau aprofundarea relației. Pentru cei care au fost adoptați, sunt deseori întrebată despre spiritele călăuzitoare ale celor adoptați. Am descoperit că oamenii care au fost adoptați au alături de ei mai mulți îngeri și spirite călăuzitoare decât cei neadoptați. O persoană adoptată are întotdeauna un spirit călăuzitor, care este o rudă decedată în familia în care s-a născut. Nu am cunoscut nicio excepție în acest caz. Poate fi părintele decedat, un frate sau o soră, un bunic, o mătușă sau un unchi. Nu contează dacă persoana adoptată a cunoscut vreodată sau nu această rudă de sânge. Legătura de familie există indiferent dacă s-a stabilit sau nu o relație personală în timpul vieții. În plus, persoana adoptată are pe cineva drag decedat din rândul prietenilor și al membrilor familiei de adopție, care îl însoțesc de-a lungul drumului. Cred că oamenii adoptați au mai mulți îngeri decât în mod normal pentru a-i proteja și a-i ajuta să se adapteze schimbărilor din viața sa care pot rezulta din procesul de adopție. Aprofundarea relațiilor cu cei dragi decedați. Se simt bine cei dragi mie care au plecat? Este o întrebare pe care o aud permanent. Motivul pentru care oamenii întreabă este simplu. Teama că unul dintre cei dragi decedați este într-un fel de iad la propriu sau la figurat. Totuși, din mesajele preluate de la mine am descoperit că 90% din cei dragi decedați o duc foarte bine. Singura lor problemă este legată de tine și de mine, în special dacă suntem blocați de durere până la obsesie sau paralizie emoțională. Cei dragi ție care au decedat își continuă viețile și doresc ca tu să faci la fel. Dacă îți blochezi progresul spiritual sau fericirea din cauza durerii, cel drag decedat este ținut și el în loc. De fapt, este mai sigur să spui că singura problemă pe care majoritatea oamenilor o au în ceruri o constituim noi. Dacă noi am continua să trăim o viață fericită, productivă, cei dragi decedați ar cânta și ar petrece în ceruri sărbătorind cu bucurie. În ceruri, sufletele se simt extraordinar de bine din punct de vedere fizic. Orice boală, rană și invaliditate dispare odată cu trupul. Sufletul este intact și în perfectă sănătate. Sufletul se simte în continuare așa cum se simțea în timpul vieții în trup, dar fără greutatea și suferința de a avea un trup. În ceruri, sufletele se simt, de asemenea, extraordinar de bine în plan emoțional. Dispar toate constrângerile financiare și temporale și nu mai există nicio presiune sau grijă.
Doar dacă noi suntem dezolați și îi tragem în jos în plan emoțional pe cei dragi decedați. Un suflet în ceruri este liber să manifeste orice situație sau condiție, precum călătoria prin lume, un comin frumos, voluntariat și mai mult timp cu familia și prietenii, în viață și decedați. Dar dacă cel drag decedat este supărat pe mine, sunt întrebată frecvent. Oamenii își fac griji că membrii familiei și prietenii trecuți dincolo sunt supărați pe ei din cauza că au fost alături de persoana moribundă până la sfârșitul vieții lor sau atunci când și-au dat duhul. Au fost implicați în luarea deciziei de a opri susținerea lor artificială în viață. Au fost implicați în alegerea unui stil de viață despre care au crezut că cei dragi decedați nu-l aprobau. S-au confruntat cu alți membri ai familiei în probleme legate de moștenire. Ar fi putut preveni moartea lor sau au făcut ceva pentru care ar putea fi cumva învinovățiți. Nu au găsit încă sau nu au adus în fața justiției persoana care pare să fie autorul unei crime sau a unui accident și sau au avut o ceartă cu persoana respectivă înainte ca aceasta să moară. Adevărul este că nu am întâlnit niciodată pe parcursul miilor de mesaje preluate, măcar o singură persoană care să fie supărată pe vreuna dintre problemele menționate mai sus. În ceruri te eliberezi de o grămadă de griji care te apăsau pe pământ. În ceruri vezi mai limpede motivele reale ale oamenilor, iar cei dragi, decedați, înțeleg mai profund motivația pentru care ai acționat sau încă mai acționezi în diferite moduri. În loc să te judeci, te privesc cu compasiune. Ei intervin în comportamentele tale, de exemplu dependențele, doar dacă văd că stilul tău de viață te ucide sau te împiedică să-ți îndeplinești scopul vieții. Și nu te îngrijora că bunicul te privește când faci dus sau dragoste. Sufletele trecute în lumea de dincolo nu sunt uri. De fapt, există câteva dovezi că spiritele călăuzitoare nu ne văd ființa fizică de pe pământ. Ei văd în schimb doar energia noastră și trupuri diafane. Așadar, un spirit călăuzitor vede doar gândurile și sentimentele adevărate în fiecare circumstanță. Din moment ce spiritele călăuzitoare sunt cu adevărat conștiente de ceea ce simți și ce gândești, nu este nevoie să-ți ascunzi îngrijorările față de cei dragi plecați. Să spunem că ai sentimente contradictorii cu privire la moartea tatălui tău. Ești supărat pentru că fumatul și băutura neîncetată au contribuit la decesul lui prematur. Dar te simți vinovat pentru că tu crezi că este greșit să fii supărat pe o persoană decedată, mai ales când este vorba de tatăl tău. Tatăl tău știe ce simți pentru că este capabil să-ți citească mintea și inima. Din poziția lui privilegiată din ceruri, cei dragi decedați ne cheamă să clarificăm situația, să avem o discuție de la suflet la suflet despre supărarea, temerile, vina și îngrijorările noastre. Poți avea această discuție scriind o scrisoare celui drag plecat, analizând gândurile pe care vrei să le transmiți sau adresându-te lui cu voce tare. Poți comunica cu cei dragi decedați oricând și oriunde. Sufletele lor nu se află în cimitir. Sufletul este liber și călătorește către oricine îl cheamă și nu te îngrijora că tulburi liniștea cerului celui drag. Fiecare vrea să vindece afaceri neterminate în relații, fie că sunt vii, fie că sunt decedați. Așadar, cel drag plecat este tot atât de fericit și de motivat pentru această discuție ca și tine. Poți găsi mai multe informații despre comunicarea cu cerurile în ultimul capitol al cărții.
Îngerii animale. Te-ar surprinde să descoperi că printre cei dragi decedați care vighează asupra ta sunt câteva dintre animalele tale de companie. Câinii, pisicile, caii și orice alt animal pe care l-ai iubit profund rămâne alături de tine după trecerea lor dincolo. Legătura de iubire pe care ai împărtășit-o cu animalele tale de companie atunci când trăiau acționează cu o lesă care îi ține veșnic alături de tine la mult timp după moarte. Atunci când organizezi seminare, spun membrilor audienței despre câinii și pisicile pe care le văd alergând și jucându-se prin încăpere. De obicei, ne putem da seama destul de bine care câine aparține cărei persoane, deoarece câinii stau lângă stăpânilor. Aceste reuniuni în care membrii audienței descoperă că Rover este încă în preajmă sunt destul de înduioșătoare și emoționante. Ei descoperă că până și acum câinilor au aceleași personalități, înfățișări și comportamente pe care le aveau atunci când trăiau. Dacă un câine a fost jucăuș, hiperactiv, prietenos, bine îngrijit sau uimitor de calm atunci când trăia, își menține aceste caracteristici și după moartea fizică. Câinii jucăuși se aruncă în grămezi de frunze eterice și aleargă după minci. Nu știu dacă aceste frunze, minci și alte jucării sunt doar invocate de imaginația câinilor. Pisicile stau și ele alături de stăpânilor, deși ele de obicei nu se lipesc mult de oameni, așa cum fac câinii, corespunzător cu gradul lor de independență. Așadar, la seminarele mele, îmi este greu să spun care pisică aparține cărui stăpân. Trebuie să fac legătura cu descrierea diferitelor pisici care aleargă prin încăpere și să observ chemările stăpânilor lor. Mulți dintre participanții la seminare raportează că au văzut ori au simțit apariții ale animalelor lor de companie decedate. De exemplu, ai putea simți cu pisica Fluffy sare în patul tău sau simți cum câinele Red stă întins pe canapea lângă tine. L-ai putea chiar vedea cu colțul ochiului cum aleargă prin cameră. Asta deoarece colțul ochiului este mult mai sensibil la lumină și mișcare decât partea din fața ochiului, astfel încât deseori vedem viziuni PSI din afara acestui spațiu. Când totuși ne întoarcem să vedem imaginea din față, ea pare să dispară. Am văzut câțiva cai și chiar un cobai printre oameni ca niște îngeri păzitori. Aceștia au fost animale dragi de companie pentru stăpânii lor, iar animalele continuă să rămână credincioase lângă oamenii lor. Animalele ne ajută infuzând energia lor de iubire divină și, de asemenea, ne oferă companie, fapt pe care îl resimte poate doar subconștientul nostru. Am văzut și spirite ale animalelor totem pe lângă oameni care au avut conexiuni în vieți anterioare cu anumite culturi ale nativilor americani, ameridiene. Aceștia sunt vulturi, lupi și urși care înconjoară omul, oferându-i protecție și înțelepciune naturală. Am văzut delfini alături de oameni implicați în proiecte ecologice, tot așa cum am văzut unicorni în jurul oamenilor care sunt puternic conectați la natură și la împărăția spiritelor elementare. Nu am văzut niciodată un peștișor auriu care să graviteze în jurul cuiva, dar din nou, peștișorii aurii trec la sfârșitul vieții lor printr-un tunel de lumină, foarte diferit, nu-i așa? Poți menține comunicarea cu toți cei dragi care au decedat, inclusiv cu animalele tale de companie, prin procesul descris în ultimul capitol al cărții. Oameni frumoși, mă opresc aici cu înregistrarea părții a cincea a cărții noastre. Vă mulțumesc că ați stat și ați ascultat această înregistrare până la final.
vă invit să dați un like dacă v-a plăcut, să vă abonați canalului meu de YouTube dacă nu ați făcut-o încă, m-ar ajuta foarte mult. Și vă mulțumesc și sunt recunoscătoare că sunteți aici pe canalul meu de YouTube.